Bine, v-am regăsit. Vreau să punem punct astăzi, odată și pe cuvântul meu pentru totdeauna, ce înseamnă prețul pentru producător, ce înseamnă prețul pentru prosumator. Prin urmare, astăzi o să facem o discuție un pic mai tehnică, în care o să punem față în față producătorul de energie. Versus prosumator. Perfect. În acest fel sunt sigur că la un moment dat va fi clar pentru totdeauna cine cum plătește. Câți bani încasează producătorul, câți bani încasează prosumatorul. Și am să vă dau într-o primă fază două cifre. Am să spun așa. 16.500 61 lei pe de-o parte, iar de cealaltă parte ar să spun 23.819 lei. Pentru că noi am spus, asta este dezideratul nostru. Voi investiți în ECTIM, iar echipa ECTIM se străduiește să vă maximizeze profitul. Noi vindem energia din panourile pe care voi le cumpărați, atenție la cel mai bun preț posibil. În acest moment, cel mai bun preț, spunem noi, este în zona de prosumator și nu în cea de producător. În momentul în care producătorii vor încasa mai mulți bani din vânzarea energiei, ecitim este pregătită, este așa în pole position să devină producător. Da. Înainte de a deveni producător, de a vinde uh, energia pe piața liberă, vă propun să facem această discuție producător versus prosumator ca să înțelegem aceste elemente și ulterior evident să luăm decizia de a investi în cunoștință de cauză. Prin urmare, haide la birou. Haideți să vedem împreună ce este un producător de energie. Și avem o legislație care, din punctul acesta de vedere, este foarte clară. Iar articolul 10 din regulamentul de aplicare a ordonanței 12 pe 2015 stabilește activitățile pentru care este necesară atenție obținerea unei licențe din partea ANR. Și anume, articolul 10, punctul 1. Activitățile care se desfășoară pe bază de licențe acordate de ANR sunt: a. exploatarea comercială a capacităților de producție a energiei electrice. Așadar, și aș vrea să subliniez asta, nu există licență de producție, există licență de exploatare comercială a capacităților de producție. Cu alte cuvinte, această licență ne dă dreptul de a comercializa energia produsă de centralele fotovoltaice. Pentru a putea opera pe piața de energie electrică din România, după obținerea licenței menționate anterior, există obligativitatea, în primul rând, de a obține statutul de pre, adică parte responsabilă cu echilibrarea. La Transelectrica se obține acest statut, dar și a codului ACER, care este Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul energiei în vederea efectuării raportărilor remit. Bun, v-am spus că o să fie o discuție ușor mai tehnică decât discuțiile cu care v-am obișnuit. Cei care nu sunteți foarte familiarizați cu termenii, am să încerc să explic pe fiecare în parte, dar așa cum am spus și la începutul acestui videoclip, este important să intrăm și în această zonă tehnică, astfel încât în momentul în care auziți acest statut de producător pe de o parte la ureche, de prosumator de cealaltă parte, să știți exact fiecare cu ce se ocupă, fiecare cât câștigă, fiecare cum vinde energia produsă. Acum vreau să vă explic ce înseamnă acest preț PZU, prețul zilei următoare. Îl găsim pe site-ul op.com și putem spune că PZU este cea mai lichidă și cea mai importantă piață de tranzacționare a energiei electrice reprezentând de obicei peste 50% din consumul de energie electrică a țării. De altfel, trebuie menționat faptul că PZU este interconectată cu toate piețele europene de același tip, respectiv Day Ahead Electricity Markets, prin intermediul sistemului SDAC, care funcționează pe baza unui algoritm flow-based și price coupling mechanism. Acest lucru presupune schimburi de energie electrică de la piață cu prețuri mai mici spre cea cu prețurile mai mari, luând în considerare capacitățile de interconexiune disponibile pentru efectuarea tranzacțiilor. Bun, haideți să vedem acum care este programul de tranzacționare pe această piață PZU a prețului zilei următoare. Depunerea ofertelor se poate efectua cel mai târziu cu o zi înainte de livrare, până la ora 12, rezultatele putând fi vizualizate aproximativ o oră mai târziu. În același timp, atenție fiind generate și fișierele pentru notificările fizice. Acum, am văzut care este programul, haideți să vedem cum se face ofertarea, cum se ajunge la acele prețuri negative despre care s-a tot vorbit și care. A speriat atât de mult potențialii investitori care nu au înțeles fenomenul. Pentru că știrea asta s-a rostogolit așa într-un, nu știu dacă breaking news, i-aș spune mai degrabă un news alert, pentru că face rating. Realitatea însă este departe de ceea ce s-a prezentat în mod comercial. Haideți să vedem cum se face ofertarea. Această ofertare presupune depunerea perechilor de preț cantitate, atenție, pentru fiecare dintre cele 24 de intervale orare. Pentru stabilirea prețului și cantității tranzacționate, se ordonează toate ofertele de cumpărare în ordinea descrescătoare a prețurilor, iar ofertele de vânzare sunt ordonate în ordinea crescătoare a prețurilor. Intersecția celor două curbe presupune prețul și cantitatea totală tranzacționată pentru fiecare interval orar din cele 24. Cantitatea minimă tranzacționată pe PZU este de 0,1 MW oră și se poate tranzacționa doar multiplu acestui număr. Ofertele se depun în lei pe megawatt oră, iar limita scalei de preț este cuprinsă între minus 5.000 de euro pe megawatt oră și plus 4.000 euro pe megavatoră. Deja în acest moment presupun că v-am pierdut în detalii cu atâtea coduri, statuturi și raportări, dar am să vă spun, am să încerc de fapt să vă spun acum pe scurt totuși cum funcționează această piață astfel încât să ne fie cât mai clar modul de funcționare, modul în care se vinde și modul în care intră banii pentru energia produsă în parcurile fotovoltaice. Orice deținător de licență de exploatare comercială a unor capacități de producție de energie trebuie să își estimeze producția pe care o va realiza mâine la fiecare oră. Atenție, da? Suntem la capitolul producător. Producătorul trebuie să spună astăzi voi produce mâine, nu știu, 0,1 MW, fiindcă asta este, asta este cantitatea minimă care poate fi listată spre vânzare. Sau voi produce în funcție de capacitățile pe care le are, 4 MW, 4,5, 4,3. Te uiți pe site-uri, vezi prognoza meteo, vezi cât soare va fi, vezi cât ploaie, câtă ploaie, cât de norat și estimezi, inclusiv în baza informațiilor din anii anteriori, câtă energie produci. Și dai această cifră. Voi produce 0,1 MW oră. Bun, în situația în care nu produce respectiva energie, producătorul va trebui să cumpere din piața diferentă de energie la prețuri mult mai mari, iar dacă produce mai mult decât a estimat, să vândă energia respectivă la prețuri mult mai mici. Aceasta este piața de echilibrare sau acele dezechilibre din rețea despre care am tot vorbit prin filmulețele pe care le-am postat aici. Așadar, mâine, când prețul energiei este 100 de lei, nu poți opri centrala, dacă, e, chiar dacă este negativ. Ai estimat că vei produce o putere pe care dacă nu o produci trebuie să o cumperi, să zicem cu 100 de lei și deja iată ai plătit 100 de lei să produci estimarea de ei acum mai cumperi și ceea ce nu produci, de deci suma de plată va crește practic la minus 200 de lei pe care îi vei avea de scos din buzunar. Ca deținător de licență de exploatare comercială poți vinde energia pe toate piețele pe care ești înscris la prețul stabilit de piața respectivă pentru intervalul orar în care produci acea energie, dar trebuie să spui cât vei vinde și unde cu o zi înainte și chiar înainte de a afla la ce preț vei vinde. Dacă intervalul orei 12, prețul este 500 de lei megawatt, cu atât se vinde energia produsă în acel interval. Nu există alt preț de vânzare. Prin urmare, lucrurile sunt extrem de complicate în zona asta de producători. Faci trading. Trebuie să ai o casă practic de trading care va vinde energia pentru tine, pentru că poți fi pe mai multe piețe. Trebuie să ții cont, dacă eu am spus că vând pe o piață 1 MW și pe cealaltă piață 3 MW, eu trebuie să produc 4 MW. Dacă nu produc acei MW, va trebui să cumpăr de pe o altă piață cu un preț pe care nu-l cunosc în momentul în care fac această ofertare, preț care poate să-mi scadă ulterior profitul sau invers. Dacă am spus că vând pe o piață cu un megawatt, pe o altă piață cu 3 MW și eu am produs 6 MW. 3 și cu 1, 4 și am 2 MW în plus pe care eu, ca producător, îi voi vinde la un preț de nimic. Deci lucrurile sunt extrem de complicate, iar reglajele pe care trebuie să le faci, tocmai de aceea sunt complicate, pentru că trebuie să faci niște reglaje extrem de fine pe aceste burse de energie. Licența de exploatare comercială îți dă voie să vinzi către furnizor sau alături de un furnizor care să-și asume dezechilibrele către un client final la PZU Orar. Nu, atenție, nu există altă variantă legală în acest moment. Din august 2022 nu mai există tranzacții pe piața bilaterală. Toate aceste raportări, prognoze, estimări etc implică niște costuri uriașe care se traduc procentual, da, prețul mediu de vânzare a energiei va fi cumva scăzut de toate aceste costuri. Cu cât nu putem să estimăm acest lucru în acest moment, dar cu siguranță în momentul în care ai, așa cum spuneam, o casă care de trading, care să tranzacționeze curentul pentru tine, energia produsă pentru tine, cu siguranță casa aia va trebui plătită. Casa aia nu este inteligența artificială să estimeze exact și precis, va avea și ea la rândul ei pierderi, din rezultate din diferențele de producție, rezultate din diferențele de cost de achiziție și de vânzare. Prin urmare, iată de ce în acest moment producătorul de energie are mari bătăi de cap pentru că avem un consum destul de mic și producție destul de mare, iar reglajele fine despre care am vorbit un pic mai devreme se fac extrem de greu. Cam asta ar fi piața producătorului. Cam asta ar fi producătorul. Bun, tragem linie și mergem mai departe. Haideți să vedem ce înseamnă prosumator. Articolul 3.95 din legea 123 per 2012 este legea energie disponibilă tuturor. Prosumatorul este definit ca fiind clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu, deținut cu orice titlu aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare și care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată, furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, și/sau consumatorilor acordați la bateriile sau la barele centralei electrice, inclusiv care poate deconta energia electrică produsă și livrată. Cu energia electrică consumată din rețea pentru mai multe locuri de producere și consume ale acestora. Practic, am încheiat citatul. Asta se spune în legea energiei. Asta este definiția cât se poate declară și concisă a prosumatorului. Așadar, statutul de prosumator este pentru un loc de consum și producție. Se confirmă prin certificatul de racordare de către operatorul de distribuție și nu se pierde acest statut atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile din lege și evident din ordinul 15 pe 2022. Mai mult de atât, articolul 21 aliniatul 3 din legea numărul 123 pe 2012 spune așa Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producerea energiei electrice mai mică de 400 de kilovați practic ce înseamnă acest statut de echilibrare acel preț cu minus despre care am tot vorbit vorbim și probabil că o să mai discutăm deci prosumatorul nu are acel statut prin care trebuie să participe la piața de echilibrare prin urmare prosumatorul nu va avea niciodată un preț cu minus la vânzarea energiei. Nu spun dacă este bine sau e rău, spun doar litera legii. Având în vedere prevederile legale pe care le-am menționat mai sus, pentru fiecare loc de producere și consum cu putere electrică instalată a centralei electrice din surse regenerabile sub 400 de kW, aparținând prosumatorului, responsabilitatea dezechilibrelor nu se aplică prosumatorului respectiv. Aceasta revenim furnizorului de energie electrică cu care prosumatorul are încheiat contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de producere și consum în parte. Ai un contract cu ENEL, nu știu, cu CES, cu Electrica, ei își asumă în momentul în care au semnat acel contract de furnizare, faptul că tu le dai curent. Ei și-au luat în calcul că la un moment dat s-ar putea să aibă nevoie să echilibreze piața, nici nu, cum să spun datorită sau din cauza faptului care acel contract cu tine, și în care tu nu poți să dai suficientă energie sau din contră să dai prea multă. Deci prosumatorul este dat cumva la o parte înlăturat, protejat de ce nu? Iar furnizorul de energie este cel care participă la acest joc de echilibrare. Mergem mai departe. La articolul 9 aliniatul 3 din metodologia de aplicare a ordinului 15 pe 2022, atenție, aceasta este legea prosumatorului, se stabilește modul în care un prosumator vinde energia produsă și livrată în rețea și anume de la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la aliniatul 1 Furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze energia electrică produsă în centrale electrice din surse regenerabile de energie prevăzută la aliniatul 1 și livrată în rețeaua electrică la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piață pentru ziua următoare, deci piața PZU, aferent lunii în care a fost produsă și livrată energia electrică respectivă. Așadar, ca și prosumator, vânzarea se face prin înmulțirea cantității lunare de energie produsă și livrată în rețea, cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare. Domne, am produs 10 kW. Dau un exemplu absolut ipotetic. Noi producem undeva la vreo 45-50 de mii ca medie anuală. Dulțit cu prețul PZU ponderat preț care apare pe site-ul Opcom preț care este stabilit în prima zi lucrătoare a lunii pentru luna anterioară. Așadar, lucrurile sunt extrem de transparente. Puteți vedea acest preț foarte simplu, intrați pe opcom.ro, vedeți prețul acolo, vedeți evoluția lui în timpul lunii și puteți să vă faceți niște calcule legate pe de o parte de venituri, de cealaltă parte, de ce nu, de randament. Nu am estimări de făcut, nu suport costuri de tranzacționare, nu suport costuri de dezechilibre sau echilibrarea pieței. Da, și acum mă întreb, în calitatea mea de prosumator, când nu trebuie să suport toate aceste costuri, și în care veniturile sunt mai ridicate, este normal să schimb macazul în acest moment spre zona de producător? Este o întrebare absolut retorică pentru că angajamentul meu față de investitori este să obțin cele mai bune prețuri. Când vom avea cele mai bune prețuri în zona de uh, producător, vom merge pentru că, atenție, suntem pregătiți să facem și acest pas. În acest moment însă, acea zonă, așa cum ați văzut un pic mai devreme, este mai riscantă, iar riscul înseamnă mai departe costuri. E, noi am făcut și niște calcule vedeți pe ecran acum niște grafice. Am luat proiectul SMA Dioști care are o producție lunară afișată în acest moment pe ecran. Iar datele noastre sunt prezentate în aplicația din platforma Huawei. Intrați acolo, apăsați pe SMA Dioști, de fapt pe orice par care funcționează, pentru că avem acea aplicație care vine direct din invertor. Deci acolo eu și să vreau să bag 350 de mii de kW produci, n-am cum. Aia vine direct din invertor la noi în platformă și mai departe dumneavoastră o puteți accesa de pe laptop, tabletă, telefon, orice device și să vedeți în timp real cât am produs azi, cât am produs în ultima lună, cât am produs de la începutul activității parcului respectiv. Lucrurile sunt extrem de simple. Ca o paranteză, în acest moment puteți vedea că inclusiv Romiror este parcul la care, care este lângă Romana SSM și Fotovoltaic Sol și când le-am inaugurat pe cele două la acel parc se lucra de astăzi a intrat și acel parc în producție, deci el funcționează în acest moment. Asta e așa o paranteză ca să vedeți că lucrurile merg pe un drum normal, pe un drum firesc, pe drumul pe care trebuie să-l urmăm până la urmă pentru investitorii noștri. Proiectul SMA Dioște a produs și livrat în rețea în luna mai 54,32 de megawatți oră de energie împărțită în felul următor și aveți un tabel vi-l arăt acum pe ecran, nu o să vedeți mare lucru din el, dar puteți accesa www.omie.ces.ro este aplicația operatorului de distribuție după care se plătește energia și acolo puteți să vedeți foarte clar toate cifrele pe care noi le avem în proiect, practic cât am produs și cât am încasat, defalcat în fiecare zi. Prețurile orare în luna mai 2023... Au fost următoarele, și din nou aveți aici tabelul pe care vi-l afișez, sursa este Opcom.gro, toată lumea are acces la Opcom și poate vedea cum a oscilat prețul energiei în fiecare zi, și vorbim evident de PZU, prețul zilei următoare. Ca deținător de licență de exploatare comercială, în situația în care am fi făcut estimări de producție perfect, atenție! Perfect, ceea ce nu există. E imposibil să faci acest lucru, să nu ai nici cea mai mică greșeală. Am fi vândut toată producția, chiar dacă limita pe PZU este de 0,1 MW/oră și nu am fi avut niciun cost cu personalul. Veniturile noastre zilnice din acest proiect semiadioști de 400 de kW ar fi fost următoarele și din nou aveți aici un tabel îl aveți afișat. E foarte greu să-l urmăriți, dar sursa din nou e w1000.ces.ro, aplicația operatorului de distribuție după care se plătește energia. Intrați acolo și vedeți acest lucru. Prin urmare, acestea sunt prețurile. Dacă am fi fost producători, am fi câștigat 16.561,06 lei, ca să fim cât mai preciși, din energia pe care am produs-o în toată luna mai ca prosumator de cealaltă parte, energia produsă în același parte, deci aceeași cantitate, a fost vândută conform ordinului 15 per 2022 cu prețul, prețul mediu ponderat al pieței pentru ziua următoare din luna mai. Acesta a fost de 438,42 de lei, este un preț minim istoric. Am discutat cu mai mulți oameni din diferite zone, domenii. Prețul corect, este văzut a fi undeva la 1000 de lei pe megawatt. Deci el va trebui în perioada imediat următoare să crească. Nu știu dacă să se dubleze, acum e 4,3, dublat înseamnă 8,6. Sunt producători și furnizori, atenție cu care am discutat, și care văd prețul corect în jurul a 1000 de lei pe megawatt. Da, vin acum, haterii știu, Stelian nu o să crească, o să ajungă la 50 de bani. E fiecare cu părerea lui. Noi avem, iată, argumente tehnice, argumente legislative, avem argumente date de informațiile istorice, avem toate argumentele de care se folosește un om de bun simț, un om de business. Nu vorbim de promisiuni de șarte, nu vorbim despre ceea ce am visat azi noapte, vorbim strict de date, de grafice, vorbim de fapte. Repet! Ca prosumator, energia produsă de Semea Dioștii a fost vândută conform ordinului 15 pe 2022 cu prețul mediu ponderat al pieței pentru ziua următoare din luna mai, iar acesta a fost, cum spuneam mai devreme, 438,42 de lei, ceea ce înseamnă că 54,32 de megavați oră ori 438,42 înseamnă 23.000. 819,36 de lei ca să fim cât se poate de preciși. Acesta este prețul pe care noi l-am încasat ca prosumator. Ce trebuie să mai știți? Statutul de prosumator este un privilegiu oferit de legislație, dar atenție, nu este ușor de obținut. Tocmai de aceea sunt foarte mulți care se apucă să facă parcuri de prosumator, dar nu reușesc să obțină acest statut de prosumator, rămân cu parcurile în brațe, cu investițiile blocate și ies cu ele la vânzare. Dacă vă uitați un pic, inclusiv în zona de internet, inclusiv eu am primit foarte multe mesaje private în care mi se spune domne, uite, am un par de nu știu câți kilovați sau mai multe parcuri de nu știu câte megavați, vreau să le vând. Vreau să le vând pentru că nu reușesc să vândă energia mai departe. Pentru că Așa cum spuneam mai devreme, nu este ușor. Sunt o grămadă de etape, birocratice sau nu, dar pe care trebuie să le parcurgi ca să obții acest statut de prosumator. De cealaltă parte, să obții statutul de producător, am văzut ce presupune. Riscurile sunt uriașe, iar calculele sunt extrem de multe, extrem de fine și extrem de sensibile în raportare asupra profitului. Da, vine într-adevăr acest statut de prosumator și cu niște condiții. Trebuie să ai o societate comercială puternică, să justifici necesitatea unei asemenea puteri instalate prin activitatea comercială pe care o desfășori, atât timp cât respecti aceste condiționări, atenție, nimeni nu poate să îți ia acest statut. Și acum, haideți să mergem înapoi la prezentarea cu care am început acest video. Bun, a sosit momentul să tragem concluziile acestei prezentări. Ce înseamnă să fii astăzi producător? Ce înseamnă să fii prosumator? Am văzut, ca producători, ai o serie de riscuri pe care trebuie să-ți le asumi. Produci mai mult, vei vinde mai ieftin surplusul peste ceea ce declar că produci. Produci mai puțin, sub ceea ce ai declarat, ești obligat atunci să cumperi din piață la un preț mai mare. Acum, să ne întoarcem la exemplu pe care l-am dat un pic mai devreme. Mergem în parcul nostru, la Semea Dioști, care a produs în luna mai 54,32 de megavați oră pe luna mai. Pentru acești 54,32 de megavați oră, produși în luna mai la SMA Dioști, dacă am fi nimerit prognoza meteo, dacă lucrurile s-ar fi legat, dacă n-am fi fost nevoiți nici să cumpărăm mai scump, nici să vindem mai ieftin, presupunând că am fi făcut niște prognoze perfecte, ceea ce este puțin probabil să se întâmple, dar mergând pe un caz ideal, în situația în care am fi fost producători, pe cei 54,32 de megavați produși în luna mai, am fi primit 16.561 de lei care este realitatea lunii mai atenție tot cu 54.32 MW produși în luna mai de această dată ca prosumator deci fără să fiu obligat să particip la dezechilibrele în rețea, din rețea, raportându-mă la prețul PZU publicat de Opcom, în luna mai, pentru cei 54,32 de megavați ca prosumator, am încasat 23.819 lei, ceea ce înseamnă din start că am încasat cu 40% mai mult din aceeași energie, din aceeași cantitate de energie produsă, decât aș fi încasat ca producător. Despre asta este vorba și, așa cum am spus și la început, echipa ECITIM și-a luat acest angajament de a maximiza profitul investitorilor. Astăzi, maximizarea profitului înseamnă să producem sub această umbrelă a prosumatorului dacă de mâine, dacă întotdeauna există un semn de întrebare va trebui să deverim producător că o cere legislația că este mai avantajos din punct de vedere financiar, ECITIM este pregătită în acest moment să facă pasul spre producător dar până termenii economici până legea nu o va cere nu vom face acest pas pentru că iată Calitatea de prosumator aduce astăzi un plus de 40% investitorilor noștri, pe de o parte, și evită toate riscurile pe care le are până la urmă astăzi un producător. Cam despre asta este vorba. Îmi cer scuze, cred că a fost o prezentare un pic cam lungă, dar aveam nevoie de această prezentare pentru a face diferența și pentru a înțelege ce înseamnă un producător. Ce înseamnă un prosumator? Știu că a fost o prezentare și un pic cam tehnică, dar măcar acum la final, sper să avem o imagine clară, să înțelegem că prosumatorul nu va plăti niciodată un preț cu minus. De cealaltă parte, producătorul, în funcție de condițiile din piață, pe de-o parte, în funcție de prognozele pe care le face de cealaltă parte, are această probabilitate să ajungă în anumite momente ale zilei în care să fie nevoit să plătească pentru energia produsă. Bun, și de data asta chiar mă opresc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper eu cu atenție și la final n-am să vă spun decât atât, practic tradiționala urare, să aveți, să avem în continuare profit.